Cineva să se înscrie la cuvânt acum. Am văzut-o pe doamna Popa. Altcineva, dacă mai vrea. Săuca l-am văzut. Altcineva? Nimeni. Am închis lista după Săuca. Revista Familia împlinește în 2015 150 de ani de la înființare. Este un lucru tulburător. Dacă pornim de la ideea continuității, cum bine se știe, românul are vocația începuturilor și râs începuturilor și e mai palidă vocația continuității. În referitor la revista Familia, putem spune că se învederează această vocație, chiar dacă revista n-a apărut continuu din 1865 până în prezent, ci a apărut în serii. Dar tocmai existența acestor serii dovedește că a existat o continuitate de creație, de concepție, de conștiință, de politică până la urmă, care îi asigură acestei reviste un statut cu totul aparte, deși ea se foarte firesc, se înscrie în acest, în constelația revistelor de cultură românești. De la început, Iosif Vâlcan n-a avut un editorial, din primul număr, un program explicit și revista Familia va fi mereu, parcă înscrisă sub acest tip de politică editorială. Nu emite sau nu formulează programe explicite, dar are un program. Și cred că această politică, să-i spun așa, este cea cu, ca să parafrazez, a coloanelor deschise cu bucurie. Pornind de la ce a spus Iosif Vâlcan când l-a debutat pe Eminescu. Revista Familia, de atunci până în prezent, are această politică. Ar fi și greu să nu țină de ea, pentru că nu poți face o revistă pe valoare. Și ăsta e cuvântul care ne interesează pe noi. Ca număr de număr să avem colaboratori și colaborări de valoare. Asta presupune, firește, spirit critic. Și în acest concept și în această practică a valorii, revista Familia are, cum să zic, strălucirea ei de-a lungul timpului, pe care noi, cei de acum, încercăm să o prezervăm și să îi dăm dimensiunile contemporane. Contează, deci, mult această capacitate culturală de a selecta pentru corpul revistei ceea ce are energia de a-i da valoare. Valoare literară, valoare artistică, valoare spirituală. Și pentru că Cistelecan spunea că voi fi foarte riguros, concentrat, așa, vreau să mă supun de bună voie acestui program și, deși am scris un întreg studiu despre chestiunile sugerate de Vasilea, am să vă citesc numai rezumatul, dacă îmi dați voie. I-am dat un titlu poetic. Pederasă la Maricina. E după amiaza în care se țin ore. Nu pot rămâne în casă. Ies și eu și mă așez pe o terasă, la Maricina. Văd oameni tineri. Mănâncă, beau, au mâncat, au băut. Mie toate mi-e la timpul trecut. Și ei vorbesc și vorbesc la telefoanele lor sofisticate. Aproape că mă apucă frica, ridicându-mi privirea la nor. Văd mii de mii de încăperi încuiate, în care se joacă aceeași comedie la un singur timp, trecut-viitor. Suntem doar doi care ne tăiem unghiile aici, pe terasă, la Maricica, sub norii româno-ungurești. Eu sunt cine eu, tu cine ești? Ce anume vrei să-mi vorbești, să-mi comunici? Să-mi comunici de pe ecranul uriaș plin de bunici.
aici pe terasă la Malicica, oare nu te cuprinde și pe tine rușinea și frica, scrise deja de atâția către căreți, în limba aihao, cu gel în pen, pe masă, pe halbe, pe pereți, în praful de cărămizi, străvechi, mutat de pisici și motani, printre urzici, rostopască, putlani, ca pe o pagină ruptă din atlasul perete, privește. Vișinul pitic și harnic e plin de vișine ce înveși un sol pace. Ador mereu cu tine în gând ca să te întorci în pace. Aici, la ședințele, având ca subiect fațadele vechi, iar ca obiect zumzetul norilor înfundându-se în ceara tăblițelor înlopate urechi. Uimit că și alții folosesc aceleași cuvinte, îmi propun să fiu senin și bun. Ce altceva mai pot să spun? Nimic. Nici nu râd, nici nu citesc înainte, tolănit în lan, ascultând doar secara de a aduce aminte. Mulțumesc! Bravo! Dacă știam...